Rezervele de gazele României sunt pline, iar ministrul energiei a dat asigurări că la consumatorul final nu se vor resimți lipsuri sau scumpiri. Sebastian Burduja spune că în această iarnă vom folosi doar gaz românesc și doar într-o situație extremă am putea fi nevoit să importăm gaz, soluția fiind Azerbaidjan. Stăm bine cu pregătirile de iarnă, stăm practic mai bine decât oricând, atât în ceea ce privește stocurile de gaze, suntem la 103%, 102,56%, 3,2 miliarde de metri cubi în stocuri, ceea ce înseamnă că într-o iarnă normală vom trece iarna doar cu gaz românesc. Avem și stocuri de cărbune, am discutat și situația de la Complexul Energetic Oltenia, sunt cu cărbunele conform planului, avem și grad de umplere 75% în lacurile de acumulare. Deci, într-o iarnă normală, repet, va fi fără niciun fel de problemă la consumatorul final.